I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Consequence of being incompetent. Mental health is confidence. Dreams into modestness. I'm not here to save the day. That's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone. Salutare și bine v-am regăsit într-un nou videoclip. În acest videoclip vreau să vă prezint această girafă de la Makita, șlefuitor pentru pereți, tavane și gips carton de la Makita cu codul de identificare DSL 801Z, pentru că eu am achiziționat-o fără acumulator. De obicei, la ustensilele Makita, spulele Makita, după cifre, Z-ul sau RFE sau ce acolo, înseamnă că vine la pachet. Z, după cum am spus, înseamnă că vine fără acumulator, așa am achiziționat-o. Această girafă a fost achiziționată de la Globaltec fiind magazinul fizic din Iași, dar pe online îl găsiți după denumirea de toolstore.ro. Am optat pentru această girafă pentru acumulator, pentru genul ăsta de lucrări mici. Ce înseamnă mici? Vedeți dacă aici, sper să se vadă acolo, diferă culoarea. Aici au fost făcute o reparație, nu avea rost să dau adeziv până jos. Și acum, înainte de a da vopsea lavabilă, de a da amorsă și vopsea lavabilă, o să trebuiască șlefuit. Această girafă este ideală pentru lucrări mici. Acum, fiind nouă și eu, pentru că nu știu cât ține un acumulator de 5 ampere, menționez de 5 ampere pentru că eu, când am căutat informații despre ea, că nu am luat-o la ochi, cum ar veni, majoritatea videoclipurilor erau făcute cu acumulatori de 5 ampere și randamentul folosit în continuu, acel acumulator de 5 ampere ține aproximativ 20 de minute. Acum sunt mai mulți factori. Aruncând o privire pentru informații și pe site-ul celor de la Makita, ei spun că țin undeva la un pic peste 30 de minute. Dar în sarcină și în lucru, 20 de minute și pentru mine este foarte, foarte ok 20 de minute. Ca să dau un exemplu, aici, ca să șlefuiesc, nu trebuie nici 5 minute.
Vă spun de ce am optat pentru ea. În primul rând, mobilitatea capului, sper să fie zis corect, în care se învârte în toate direcțiile. Ăsta a fost primul avantaj. Aș mai fi vrut eu să aibă și lumină aici. Acest sistem AWS, care dacă pe viitor o să-mi iau un aspirator compatibil acestui sistem, în momentul în care apăs pe trăgaț și dau drumul, pornește și aspiratorul. Nu e ca și cum m-aș opri din activitate. Deci și aspiratorul merge în continuare. Odată că am luat și un aspirator, nu este compatibil, este de uz general. Pe el scrie industrial, o să aflu. Dar revenim la girafă, că mai mult această girafă vreau să o prezint. Diametrul discului abraziv, a pânzei abrazive, care se montează, de 225 mm, iar diametrul talerului e de 210 mm. Talerul fiind pe care se pune această pânză, ar veni undeva la aproximativ 7,5 mm pe fiecare rază, mai mic decât pânza, ceea ce este un avantaj foarte, foarte mare, că nu se uzează. Deci, dacă îl pui un pic mai jos sau mai sus cu milimetru, are talerul este protejat. Înălțimea totală de lucru cu telescopul deschis la maxim e de 154 de centimetri, cu el închis unde ai, spre exemplu, aici un perete, că dacă aș vrea să lucrez cu înălțime așa mare, mă lovește de perete, se face așa să se vadă sper în cadru, ceea ce dăm la înălțimea minimă suportată, care este de 112 mm. Și cum spuneam, ceea ce îmi place mie la aceasta și a fost cea mai importantă opțiune în decizia a lua acest girafă, să se învârte în toate unghiurile. Pentru a lucra mult mai confortabil și să se dea girafa după mine, nu mă dau eu după ea. Bun, are regulator de turație sau așa, de la, în 5 trepte, de la 1 fiind cea mai mică cu 1000 rotații pe minut, iar maxim 1800 rotații pe minut. Dacă faci un calcul rapid, dai treapta 2, ai 1200 și tot așa cresc rotațiile pe minut cu 200 la fiecare treaptă și ajungi la un maxim de 1800 rotații pe minut. Greutatea, cred că am spus că are 4,7 kg, eu am rotunjit 4,7. Psychmarket a scrie că are 4,6 și 4,8, acum nu știu, alea 200 de grame, dacă intră acumulatorul sau nu. Apropo, pentru cei care m-a săturat să tot le răspund, îmi place când prezintă ustensile sau văd pe grupul pasionaților de unelte de pe Facebook, când văd că cineva prezintă o sculă, o ustensilă și altul întreabă dacă e din China. Nu, această girafă este din UK, United Kingdom, nu este din China, este din UK, poate aveți o satisfacție auzind chestia asta. Are opritor la trăgaș ca să nu fie obligat să șede pe stânga și șede pe dreapta, ca să nu fie obligat să ții trăgașul continuu, pornei să poți lucra, să te axezi doar pe manevra această girafă, poți bloca trăgaciul foarte simplu și lucrat în continuare. Ai protecție la supra-sarcină și ai și culori de LED-uri când ai acumulator, dar o să punem chiar un acumulator acum. Avem un acumulator de 5A, chiar este încărcat. Și pornire lentă. Oprire, se aude că e bruscă, dar încă bun, ia să dăm un pic
vedem ce face, să vedem ce face cu această pânză de 120 de granulate. Nu faceți așa ceva ca mine, puneți un aspirator obligat. De ce am luat și aspirator? Pentru că aici sunt într-un hol, după cum v-ați dat seama, după spațiul ăsta, și sunt obligat să pun un aspirator și o dăm în teste. Acum eu din curiozitate pur și simplu am dat așa, nici mască n-am pus, nici nu pot. Dacă pun aspirator, ce mai trebuie mască? Am pus girafa la aspirator. Merge foarte ok mufa standard la aspirator cu această girafă. Aspiratorul este VK sau... Da, VK2512 L clasa. El, pentru genul ăsta de operații, este indicat un aspirator clasa M. Dar, repet, pentru micile lucrări e ok. Mă avantajează extrem de mult că am compresor acasă și o să scutur filtrul cu compresorul. Haideți să testăm această girafă.
Atât am avut de șlefuit. Haideți să vedem întâi cât a mai rămas în acumulator. Spune imediat ce trebuie să spun. Bun. Două liniuțe și am șlefuit, ca să spun așa, aici peretele ăsta, să văd urmele, acolo, aici și aici. Am șlefuit. Șlefuitura e foarte, foarte mișto, îmi place foarte mult. Aici e și logică, trebuie să intervin și la colțul ăsta, manual, pot să fac. Aici am crezut eu că am intrat prea tare, dar nu e nicio problemă, e foarte fin. Și iar aici la tavan, unde v-am arătat mai devreme LED-ul roșu, am apăsat eu și mai tare. Se și vede acolo, am avut și acolo o reparație mică. Am apăsat intenționat că vreau să văd cum funcționează supra-solicitarea. Pur și simplu s-a oprit girafa, după care am apăsat pe trăgaci și a pornit din nou fără nicio problemă. Deci, supra-solicitarea funcționează. Aici îmi place foarte, foarte mult cum s-a făcut. E fiind când dau cu vopsea lavabilă toată suprafața asta, o să iese uniform. Nu se văd diferențele alea, care de multe ori se văd dacă nu le șlefuiești. Cam asta despre această girafă de la Makita. Vă mulțumesc pentru vizionare și nu uitați de un like, share și o abonare la acest canal.